Dani, poți să-i dai și lui o înghețată? Dani, te rog, cum pentru Dani? Te rog, știi că eu cu Dani am o afinitate pentru el. De care, Dani? De care, de care înghețată? Avem de pistic, de alune, de ciocolată, de pepene, de... Și avem vegane. Vegan sau nevegan? La cornet sau la, cum se, sau la cupă? Da, pentru Dani nu pot să-i dau eu, iertați-mă că dacă m-am băgat, că eu am aici două și vreau să le împart. Una e a mea. Dani, să știi că m-am înscris la ucenică și aș vrea să mă dau bine pe lângă tine dacă nu te superi. Ține tu pe asta, că spun eu din asta aici. Nu, nu. Din asta e de pepene, nu vrei de pepene? De ciocolată. Ai ca cerut. Dă-i de ciocolată, Luxandra, Luxandra. Acum a cerut de ciocolată, eu de ciocolată îi aduc. De astea, de ale tale, nu. Da, dar eu m-am scris la ucenică. Stau bine? Nu mai stau în Florin. Ia uite cum se transformă emisiunea noastră într-una semiculinară. Stai așa că stai bine. Și că mă bag în înghețată. Îmi place liberul la emisiunea voastră. Da, de când am eu efectul ăsta asupra fetelor? Nu știu, că eu n-am... Din totdeauna, dragule, din totdeauna. Mă duc că mi-e pică în barbă. Ne vedem diseară, Dani. Succes, ne vedem diseară la petrecere. Să vină și fetele. Vin și fetele. Ei, mulțumim, Ruxandre, că a fost astăzi pe la noi și a bucurat întreaga lume cu înghețata asta minunată. Ruxandra, mulțumim, să mai vii cu daruri pe la noi. Foarte bun.